Numărul 5, am făcut deja jumătate din prezentări. În această seară vom discuta despre principalii factori care influențează apărarea corpului. Și nu întâmplător am ales imaginea de fundal, poate o remarcați, se vede mai bine sau mai rău din sală. Este vorba despre o navă amiral, dar navă amiral supusă unor valuri, unor intemperii, așa se comportă și corpul nostru cu cei care îl agresează. Vreau să vă spun faptul că zilnic corpul nostru este agresat și din exterior și poate surprinzător pentru dumneavoastră și din interior. Și din interior, mă veți întreba, da, poate mai ales din interior. Vreau să vă spun faptul că chiar în intestinul gros, există foarte, foarte mulți microbi. Și unii cercetători s-au documentat să afirme faptul că în intestinul gros, și care exista de 10 ori mai mulți microbi decât numărul de celule al întregului nostru corp. Deci vă dați seama cam ce e pe acolo. Și în acest sens, poate dintre dumneavoastră știu sau nu știu, cam în jurul tubului digestiv se găsesc cam 70-80% dintre apărătorii corpului nostru. Știți și dumneavoastră că încă de la poarta de intrare la tubul digestiv, la nivelul gâtului, avem două mari și frumoase amigdale. Toată lumea știe de ele. Știe că se mai face și amigdalită și de multe ori chiar doctorii ne recomandă să le dăm jos. Mi-a făcut o expresie care vrea să o rețineți dumneavoastră încă din anul 5 de la orele, când eram student la facultate. Mi s-a spus un lucru foarte interesant și îmi place să-l lansez pacienților mei. Mi s-a spus că 70% dintre amigdale se scot inutil, dar nu degeaba. Deci rețineți dumneavoastră acest aspect pentru faptul că cine a pus amigdalele aici a știut de ce le pune. Dar doar dacă se fac repetat amigdalite, ajung să fie critice și de asemenea ajung să dea probleme sau riscul de a da probleme este major, doar atunci acele amigdalite pot fi dat jos. Ei bine, rețineți că cine le-a pus acolo a știut de ce le pune. În afară de cele două mari, ca să zic așa, amigdale, pe tot peretele posterior al faringelui, avem microamigdale în număr de aproximativ vreo 2000. În afară de acestea, mai avem apendice. Toată lumea zice apendice. A face apendicită, dă jos. Ca și când ceva apendicular cu sensul de fără rost. Nu, nu, nu. Apendicele este o amigdală pe care noi o avem la intrarea în intestinul gros. Este tocmai la juncțiunea între ultima parte a intestinului subțire și intestinul gros. Splina este de asemenea o, hai să zicem, amigdală, dar mult mai mare și ea are un rol foarte important în apărarea corpului. În afară de acest lucru, pe parcursul tubului digestiv, avem din loc în loc ganglion, o mulțime de ganglion. În afară de tub digestiv, în această zonă a gâtului, de asemenea axilar sau subraț, de asemenea inghinal, avem ganglion la greu, avem ceva ganglion în spatele cotului, în spatele genunchiului și mai sunt vreo câteva zone în care avem ganglion. Acest ganglion, prin celulele pe care le conțin, asigură imunitatea și apărarea corpului. Știm cu toții că avem foarte, foarte mulți microbi pe piele. Cel mai întins, practic, dar și cel mai neglijat dintre toate organele. Nu știu dacă dumneavoastră conștientizați că avem ca organ al corpului și pielea. Foarte mulți nu sunt preocupați de acest organ, dar acest organ ne arată, practic, și cum suntem și de multe ori ne și reprezintă. Foarte mulți dintre noi facem riduri, îl expunem intestin la soare, nu
ne interesează ele, atenție. Imaginea noastră și comunicarea noastră pe exterior se face mai ales prin pielea și tenul feței. De asemenea, la o femeie, foarte interesant, unul dintre primele lucruri pe care le apreciază un bărbat este dacă mâinile sunt catifelate sau nu. Apoi fața, apoi alte lucruri. Deci atenție cu ce venim noi în întâmpinarea partenerului de viață. Vreau să vă spun că avem foarte mulți microbi și de piele, care stau și așteaptă. Vă veți întreba ce? Bineînțeles, scăderea apărării corpului. Același corp sau trup, hai să nu vă surprind puțin spunând, același cadavru, de ce? Dacă veți studia puțin limba engleză, cuvântul body are și sens de corp, dar are și sens de cadavru. Este foarte des. Deci același corp și același trup viu este în stare de funcționare. Dar imediat ce a murit, același corp intră brutal în descompunere, deoarece toți agresorii, nemai fiind împiedicați, sfâșie fără milă, începând mai ales din interior, dar și din exterior. Hai să vedem care sunt principalii agresori al corpului nostru. De la cel mai mic, să luăm, până la cel mai mare, dar nu aș zice de la cel mai neimportant la cel mai important, ar fi, în primul rând, prionii. Prionii sunt un soi de proteine inteligente care pot da boli degenerative extrem de grav. Poate ați auzit și dumneavoastră de boala vacii nebune. Este dată de prioni. Apoi sunt virusuri, care nu sunt celule. Îmi place chiar definiția care se dă virusurilor. Entități infecțioase strict parazite celulare, fără organizare celulară. Apoi sunt bacteriile, cum știm noi, microbii, fungii sau ciupercile sunt același lucru, celulele tumorale, deschid o mică paranteză și vă spun că în fiecare zi în corpurile noastre apar între 1000 și 10.000 de celule canceroase, dar datorită unui sistem foarte, foarte bine pus la punct, aceste celule canceroase, când sunt văzute de un anumit tip de globule albe, automat sunt mâncate. Însă, dacă apărarea corpului persistent continuu este deprimată pentru o perioadă de timp de 3 luni sau mai mult, zic unii, 6 luni sau mai mult, zic alții, printre care și eu, aceste celule, nemai fiind mâncate, încep să se dezvolte și să se tot dezvolte și să se tot dezvolte. La un moment dat, ele încep să mai și gândească și zic, păi, dacă se trezesc acele globule albe, iar de mână. Și atunci, hai să recurgem la ceva foarte legal. Ne învelim într-o mandie de plastic, înțelegeți dumneavoastră, noi spunem ca doctor fibrina, și doi la mână, emitem în circulație niște substanțe, ca, virgulă, chiar dacă s-ar trezi acel tip de globule albe, să treacă pe lângă și sună la emoție. Așa reacționează celulele tumorale. După care se dezvoltă, invadează și tot invadează și la sfârșit și dumneavoastră trebuie să o mai spun eu. Există o serie de paraziți. Din afară, din altul. Există foarte, foarte multe substanțe toxice. De când a început mania sau obsesia cu eurile, substanțe toxice la eu. Există radiații care supun unui agresiuni constant, continue, permanente, corpul nostru. Dragii, vă atrag atenția. Radiații emite și telefonul mobil. Deci nu cumva să uitați asta. Și de asemenea, poate nu în ultimul rând, metalele radioactive. Mergem mai departe. Factori de creștere a apărării corpului. Îi luăm întâi pe aceștia, după care ne ocupăm de factorii care scad apărarea corpului, ca la final să tragem niște scurte concluzii. În primul rând, practicarea cu regularitate a unui exercițiu fizic. Am spus-o încă din prima seară, 60-90 de minute este asul pentru exercițiu fizic. Auziți pe toate posturile TV,
Pentru sănătatea dumneavoastră, efectuați minim 30 de minute de mișcare în fiecare zi. Minim 30 de minute înseamnă nota 5. Nota 10 înseamnă 60-90 de minute, 5-6 zile pe săptămână. Repet, un exercițiu fizic ca să fie eficient, pe parcursul efectuării sale, deci nu continuu, ci măcar de câteva ori pe parcursul efectuării sale, trebuie să îndeplinească măcar 3 condiții. Să dea puls peste 100, să dea și transpirație și dufuială. Cineva spunea că un exercițiu fizic foarte, foarte bun poate să mă facă să pot vorbi în continuare cu un interlocutor, dar nu și să cânt. Deci dacă putem încă vorbi, dar nu și cânta, încă este un exercițiu fizic bunicel. Ce face exercițiul fizic? Crește vascularizația și irigarea cu sânge în toate teritoriile organismului nostru. Ajută la eliminarea deșeurilor. Crește oxigenarea tuturor celulelor corpului nostru. Tavan de asta n-au nevoie nici celule tumorale sau canceroase, n-au nevoie nici microbi. Cum adică să dau oxigen? Ei, dacă îmi dau oxigen, i-am rezolvat. Vă dau o pildă. Am avut un prieten în facultate care se mai întâmpla să mai și răcească. Când se mai întâmpla să mai și răcească, el niciodată nu trecea, era viitor doctor. Nu trecea pe la vaccinare sau antibiotice, așa ceva, nu. Omul se supăra, ușca niște băi fierbinți, nu chiar ieșea rac din ele, dar oricum băi fierbinți, înainte de asta s-a apucat de alergat și înainte de alergat s-a apucat de mâncat usturoi. Și spunea că încă nu s-a inventat răceala care să-l doboare pe el. Deci o l-a frumos cu usturoiul, după aia cu alergatul și la sfârșit pușca niște băicate. No, hai să vedem care e mai șmecher, eu sau răceala. E, s-a văzut că până la urmă el a fost, nu se știe până când. Așa mai departe. Dieta vegetariană corectă, variată și echilibrată. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că dacă doriți să intrați pe o dietă vegetariană, v-aș recomanda să vă cumpărați cărți de bucate. Este bine să o luăm și de capul nostru, dacă avem încredere în forțele proprii, este foarte bine, dar totuși, dacă avem niște cărți de bucate ale unor persoane care s-au mai și ocupat cu așa ceva, ar fi și mai bine. În privința aceasta vreau să vă recomand două cărți foarte bune apărute. Una este scrisă de doamna asistentă medicală Elena Pridie, 500 de rețete vegetariene în total, și o altă carte, cel puțin la fel de bună, este scrisă de doamna profesoară Ligia Pop. Este carte ultima, carte de rețete vegetariane totale crud din vore. Deci, atenție, dieta vegetariană totală, corectă, variată și echilibrată, crește semnificativ imunitatea. Alimentația bogată în vitaminele A, C, A, C și E, dar mai ales în B6. Vreau să vă deconspir ceva. Dacă vreodată nu veți ști un anumit metal important al corpului, bineînțeles, nu uran sau aluminiu, deci un metal important pentru corp, unde se găsește, țineți minte, întotdeauna o sursă foarte bună din acel metal, oricare ar fi el, așa, este reprezentată de către cerealele integrale. Deci, orice fel de metal. Toate vitaminele B se găsesc aproape în cea mai mare cantitate în tărâțele de cereale. Cu excepția, cum am spus o seară în urmă, a vitaminei B1, unde recordmen este coaja de măr și coaja de păr. Vitamina A, practic beta-carotenul, deci în lumea vegetală există pro-vitamina A. Noi, doctorii, am fost și ne credem întotdeauna mai deștepți și facem și comercializăm vitamina A. Fiți foarte atenți. Beta-carotenul se absorbe și ajunge în sânge, se stochează în ficat, de unde corpul își transformă vitamina A cât are nevoie. Beta-caroten
pot să iau de 5.000 de ori doza zilnică pentru 6 luni, cum îi zic 3 luni, continuu, fără niciun fel de risc. Dar vitamina A, dacă o iau la 100 de ori doza zilnică, ce am zis la beta-carotene, 5.000 de ori, dacă iau de 100 de ori doza zilnică pentru mai mult de o săptămână, risc să fac edem cerebral acut și am dat în primire. Deci, Dumnezeu a lăsat în natură beta-caroten sau pro-vitamina A. Acest beta-caroten sau pro-vitamina A, de regulă, există în toate fructele și legumele de culoare galben-portocalie. Dar foarte interesant este și faptul că nu el dă această culoare galben-portocalie, așa cum s-a crezut de o perioadă foarte lungă de timp, ci un alt carotinoid, contează mai puțin cum îl cheamă, dar care îl însoțește tot timpul pe acest beta-caroten. Știm și noi de culoare galben-portocalie. Bun, clar, al treilea clasat în seria beta-caroten. Al doilea clasat se numesc măslinele și primul clasat se numește lucerna. Cineva spunea odată foarte plastic, ci că ați văzut vreodată un iepure cu ochelari? Păi n-ați văzut. De ce? Pentru că vitamina A, mai exact beta-carotenul, ajută foarte mult la vedere. E, iepurele mâncând lucernă, mâncând și lipoi și mâncând și morcovi, nu are probleme cu vederea. Așa adevărat. Carisele. Practic toate fructele, legumele, chiar și salata și toate alimentele cu, și, care au frunze verzi comestibile conțin cantități importante de beta-caroten. Dar mai ales, v-am spus, cele trei clasate. Vitamina C. În primul rând este conținută în cea mare cantitate în măcești. 1500 de miligrame per 100 de gram produs. Al doilea clasat sunt coacăzele negre. 400 miligrame per 100 de gram produs. Al treilea clasat este kiwi. 300-350 miligrame per 100 de gram produs. Deci am zis kiwi 300-350. Lămâia știți pe unde e? Prin zare, cu 50 de miligrame per 100 de gram produs. Apoi vine varza, 240 mg pe 100, hreanul, taponul, 190, pătrunjelul, frunze și frunzele de mărar undeva pe la 120, portocalele au vitamina C de regulă mai mult decât lămâile și celelalte fructe continuă și ele. Vreau să facem o mică paralelă între vitamina C pe care a făcut-o tata și a pus-o în o bună parte dintre fructe și legume cu vitamina C pe care noi, doctorii și farmaciștii, am scos-o și am transformat-o în pastile. În primul rând, vitamina C naturală este fără coloranți și conservanți. Cealaltă este și cu și cu ce mai trebuie. Aia. Vitamina C naturală este sub formă de polimer întotdeauna. Poliascorbat. Cealaltă, sub formă de pastile, este sub formă de monomer. Și acum derivă niște mici consecințe. Prima consecință ar fi următoarea. Dacă dăm cantități foarte mari de vitamina C din fructe și legume, efectul este persistent. Pe când dincolo, efectul este de foarte, foarte scurtă durată. Vitamina C din fructe și legume are întotdeauna în jurul ei sisteme tampon și nu acidifică mediul intern. Pe când vitamina C din pastile, ea crește dumneavoastră doza, o leagă mai mult de 500 de miligrame pe zi, că acidifierea corpului va fi puternică, automat veți simți acul pe gât sau să vă doară stomacul și riscați chiar și pietre la rinichi.
Deci atenție la pastilele care au vitamina C. Mai departe, într-una dintre serii am spus că un măr conține 6 mg per 100 de gram produs vitamina C. Dacă ți-i preminte. Și în coajă mai există ceva. Acel ceva se numește substanțe potențatoare de efect, care, așa am zis, saltă din efectul acelui 6 până spre 1300-1500. Ei bine, vitamina C din pastile, cu rare excepții, a scos firma Hofigal o astfel de pastilă și parcă încă o firmă, nu conține substanțe potențatoare de efect. Deci este vitamina C, monomer, efect scurt, poate fi chiar mai înalt, dar scurtă durată și s-a terminat. Pe când vitamina C lăsată de tata este cea mai bună și poate fi luată la doză chiar foarte, foarte mare, fără nicio riscă. Tot referitor la vitamina C, vreau să mai spun ceva. Acțiunea se petrece pe vremea marilor conquistadori, 1500 și 1600. Când, datorită unor probleme grave de sănătate, mă refer la scorbut, un capitan de vas și-a lăsat mai bine de jumătate din echipaj pe o insulă și le-a spus că o să revină el când o să poată să ia pe cei care i-a lăsat, crezând că oricum nu mai am nicio șansă. Le sângerau gingile, dureros, practic capilarele de sub piele pușcau, tocmai datorită consumului îndelungat de pește afumat sau conserve sau diverse alimente nesănătoase pe parcursul călătorilor lor marine. I-a lăsat capitanul și a văzut de treaba lui, a rezolvat problemele și a lăsat pe marinari la indigeni. Numai că, în momentul în care s-a întors, și-a găsit echipajul sănătos. Opa! Ce se întâmplase? Echipajul consumase foarte multe citrice, banane și alte fructe și s-a vindecat în mai puțin de 2 săptămâni. O altă problemă. Știți dumneavoastră că unul dintre războaiele crunte din cadrul celui de-al doilea, hai să zic altă, una dintre bătăriile cele mai crunte din cadrul celui de-al doilea război mondial, a fost sub porțile Stalingradului. Ei bine, armata germană a suferit crunt din cauza lipsei de vitamina C. Și li s-au dat soldaților fiole, constant fiole cu vitamina C. Și boala nu a putut fi prevenită și nici măcar tratată. De ce? Taman bioflavonoidele care cuplează vitamina C și cresc efectul, acelea au efectul antiscorbutic și nu vitamina C. Deși vitamina C se susține ca fiind vitamina antiscorbutică, tocmai acele bioflavonoide sau substanțe potențatoare de efect, acelea au efectul de care vă spuneam. Vitamina E este iar un factor foarte, foarte important de creșterea imunității. Unde găsim vitamina E? Întâi hai și o altă. Unde găsim vitamina E, o găsim și pe cea de dinainte, deci vitamina D, și pe cea de după, vitamina F, care e aia. Acizi grași esențiali. Deci vitamina E există în toate uleiurile. Într-o altă seară v-am spus că dacă doriți pentru sănătatea dumneavoastră, să rețineți că există 3 ulei. Ulei de măsline, ulei de in și ulei de cărină. Punct. Și gata. Toate uleiurile. Clasa nucilor. Nuci, alune, migdale. Am înțeles că arahidele n-ar fi clasa nucilor. A fost o surpriză pentru mine, ci care fiind leguminoasă. Așa. Caju, fistic și-o mai dișoare. Clasa leguminoasă. Fasole, lupte, mazăre, soia, bobnă, urlu, pin și-o mai dișoare. Surse foarte, foarte bogate de vitamina E. Alimentația bogată în anumite minerale. Germani. Recordul în germani este usturoi. Zinc. Recordul în zinc este nuca. Selen, recordul selenului, iar e usturoiul. Magneziu, recordul magneziu este spirulina. Mangan, recordul mangan, este iar iuca.
Și cupru, recordul, cupru este iarmuca, utilizarea sucurilor de fructe și legume, dacă se poate, zilnic. Personal, împreună cu soția mea, ne-a făcut un obicei de a consuma în fiecare zi 500 de mililitri de cap de locuitor și vă spun, sănătatea noastră a avut doar de câștigat. Există niște sucuri, chiar în magazinele Kaufland, în ce mă privește, garantez pentru ele, fără euro, fără alte prostii, la prețuri domestice, adică în jur de 3 lei litru, la cutii de carton, fără euro și alte cele, și chiar personal vi le-aș recomanda pentru consum. E, aceste sucuri, de portocale în special, dar sunt și de multivitamine, sau cu multivitamine din mai multe fructe, sunt foarte, foarte, foarte sănătoase. Și vi le-aș recomanda. Deci, utilizarea sucurilor de fructe sau legume, dacă aveți posibilitatea să fie proaspăt preparate la dumneavoastră acasă, foarte bine, dar aveți și varianta de a fi găsite în anumite supermarkete. Folosirea zilnică a cel puțin unui superaliment. Care sunt acestea? Lăpteșorul de mască, folem, propolis, germen de cereale, spirulină, aloe vera, rădăcină de ginseng. Fac o mică precizare, poate utilă. Fiți foarte atenți la una dintre minunățile de plante numite aloe vera. Dragi, dintre toate cele vreo 250 de specii de aloe care cresc pe suprafața Pământului, atenție mare că doar 5 sunt comestibile. Nici una dintre cele comestibile nu crește în România. Deci nu cumva să vă pună păcatul să vă apucați să mâncați frunze de aloe de ghiveci din România. Că puteți să vă faceți zob ficat. Atenție mare! Planta de aloe de ghiveci din România este foarte bună dacă îi se amputează o frunză, se stoarce și se aplică pe o rană, pe un furuncul sau așa ceva. Sau pe o arsură. Dar nu cumva să vă apucați să mâncați, deci, aloe de ghiveci din România. Doar dacă, eventual, ați luat o specie comestibilă din țările bazinului mediteranean, a crescut și continuă să crească și la ghivecii dumneavoastră, și pe aia da, dar să fiți sigur că este o specie comestibilă. Mare atenție la acest aspect. Folosirea frecventă în alimentație a liderilor cap de serie. Ce sunt liderii cap de serie? Sunt anumite alimente care derivă dintr-o clasă, dar față de ceilalți reprezentanți ai clasei, ies cu ceva mult în evidență. Numai departe vreau să vă dau exemplu nuci. Din clasa nucilor, arahide, migdale, nu știu ce, am zis că arahidele nu sunt din clasa nucilor, dar acum am greșit, mă rog. Așa, nucile ies în evidență prin faptul că sunt recordmenul în zinc, cupru și mangan. Usturoiul. Este foarte bine să mâncăm ceapă, este foarte bine să mâncăm braz, dar usturoiul este în evidență prin faptul că este recordmenul în germaniu, seleniu și iod. Alți lideri cap de serie, soia, varză, secară, măr, grapefruit, morcov și ori mai fi și alții. Mergem mai departe. Sursele alimentare de acizi grași omega-3. Cea mai bogată sursă de acizi grași omega-3, dar și cea mai ieftină și cea mai indicată, este reprezentată de către semințele, sau mai exact, ulei de tin alimentar. Tot acizi grași omega-3 există în cantități foarte bune, în soia, în nuci, dar mai ales în spirulină. Vreau să vă prezint câteva date despre o minunăție de pudră, ca să zic așa. Este vorba despre pudra de orz verde. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați auzit de ea. În România se comercializează o astfel de pudră sub denumirea de BioVital. Așa se numește și pudra și așa se numește și firma producătoare. Firma producătoare se găsește la Brașov. Ei bine, ce s-a constatat? Plantele de orz verde cu dimensiunea de 20 maxim 30 de centimetri, deci nu sub, nu peste, deci 20-30 de centimetri, dacă sunt recoltate și sunt strivite și din ele se face un suc,
Acel suc are niște proprietăți teribile pentru întinerirea organismului. Ei bine, acel suc, din păcate, rezistă la oxidare cel mult 20-30 de minute. Drept pentru care o serie de firme, printre care și cea din Brașov de care v-am spus, prepară acest suc, practic usucă acest suc în absența aerului și obține o pudră de ors verde. Pudră de ors verde care are o echivalență, un gram de pudră echivalează cu 100 de mililitri de suc. Este puțin mai scump ca și costuri, totuși nu fioros de scump, dar la peste 3 lingurițe pe zi are efect puternic anticancer. Este a doua substanță ca forță pe care eu o cunosc în lupta anticancer, atât prevenție cât și terapie. Dacă aveți posibilitatea să procurați această pudră de ors verde, vă spun că merită toți banii, deci peste 3 lingurițe pe zi. Cât aveți bani? Aveți bani de 30 de lingurițe pe zi, 30 să consumați. Deci cât doriți de mult, nu este periculoasă. Are niște proprietăți teribile pentru sănătate. Are un nivel antioxidant remarcabil, este antianemic, anticanceros, antiinflamator. Deci ori de câte ori aveți posibilitatea, consumați așa ceva. Mergem mai departe. Aeroionizarea negativă. Ce înseamnă aceasta? Locuirea în zone mai de munte sau cu plante de apartament sau locuirea la țară sau în zone litorale. De asemenea, confortul psihic, confortul fizic, automulțumirea, sentimentul că sunt iubit și acceptat, sunt factori care cresc apărarea corpului. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru. Masajul face iar foarte, foarte bine pentru apărarea corpului. Este un factor puternic de descărcare din creier a unor substanțe, se numesc molecule de plăcere. Endorfine, encefaline, dinorfine, serotonină, dopamină și lista e fioros de lungă, așa, care cresc drastic imunitatea corpului. Deci ori de câte ori aveți ocazia să vii se facă masaj, dar foarte interesant este că și în momentul în care eu fac masaj cuiva, și mie mi se descarcă endorfine și așa ceva. Un alt lucru foarte interesant este că s-a constatat acest aspect, în special la copii, dar și la adulții, care iubesc pisicele, printre care și subsemnatul. Eu, de pildă, sunt disperat după mulți. Asta e. Trebuie să o recunosc. E, persoanele care sunt, nu chiar disperate ca mine, dar eu de bune, sunt disperat după mulți, persoanele respective, în momentul în care netezesc pisica respectivă, atât pisicii, cât și persoanei în cauză, îi se descarcă din creier cantități enorme de aceste substanțe, numite molecule de plăcere, care cresc drastic imunitatea. Hai să mai deschid puțin atmosfera și să vă provoc la ceva, chiar dacă nu sunteți doctori, tentați odată în viață să ascultați cu stetoscopul o pisică care toarce. Dacă nu vă stricați de râs, să nu spuneți că nu. Deci așa frumos, parcă este un motoraș la relantire. Și mai ales când este nevezit. Mă rog, asta e pasiunea vieții mele, să iubesc pisicile. Trecem de aspectul ăsta. Mergem înainte. Alt factor de creștere a apărării corpului. Asigurarea unui optim, atenție, unui optim de 9-11 ore pe zi de somn din 24. Dragi, 5-6 ore pe 24 înseamnă satisfăcător. 7-8 ore înseamnă bine, iar baremul este între 9 și 11. Personal scot 9. Pentru somn se iau două note. Hai să vedem cum stau eu la notele respective. Prima notă înseamnă număr de ore dormite din 24. Dar mare atenție, nu vă recomand să scoateți nota 24.
Deci, orice principiu de sănătate, cum am spus încă din prima seară, este supraguvernat de principiul cumpătării. Și în cadrul somnului, creșterea duratei de somn peste 11 ore din 24 determină sângele să îmbălnească în anumite teritorii, crește periculos de mult coagularea, colesterolul, grăsimile și deja chiar și acest factor foarte bun pentru sănătate poate să ajungă să dea anumite daune în sistem. Deci, hai să vedem cum stă subsemnatul. Eu din 24 de ore la linie, dacă ar fi să tragem linie pentru o săptămână, scot 9 ore. A doua notă, deci prima notă este 9. A doua notă este procent supra 10 din intervalul orelor 10 post-meridian, 2 ani de meridian, care m-a prins în pat culcat. Dacă mă culc la ora 10, am tot intervalul, înseamnă că am nota 10. Eu mă culc la ora 11. Am 75%. Deci procentul supra 10 înseamnă 7,50. Mă culc la 12, iau nota 5. Mă culc la 1, am nota 2,50. Mă culc la 2, e nota 0. Deci, nota 9 pe oră de somn, 2 la mână, mă culc la ora 11, subsemnatul, am 7,50. 7,50 cu 9 ore dinainte înseamnă 8,25 media. Atât dorm eu. Deci este bine. Dar se poate dormi de foarte bine. V-am spus într-o altă seară că doar în perioada orelor 10 post-meridian, 2 ani de meridian, se descarcă din creierul nostru, așa am fost setat, doi hormoni de importanță capitală pentru economia corpului nostru, melatonina și hormonul de creștere, care regenerează orice fel de celulă a corpului nostru și toate daunele suferite de parcursul zilei. Nu uitați niciodată că melatonina este hormonul tinereții și nu întâmplător toate posturile TV, dacă se poate, emisiunile cele mai interesante încep să fie după ora 10 post-meridian. Deci, atenție, cu cât mai multe ore înainte de ora 12, culcare, cu atât mai bine. Sentimentul că sunt acceptat, sentimentul că sunt iubit, sentimentul că am o familie sau și o căsnicie de bună calitate și acestea cresc apărarea corpului. Apartenența la un cult religios care promovează adevărurile și morala creștină, plus participarea cu regularitate la servicii publice de închinare, poate să crească speranța de viață a celor care fac așa ceva, chiar cu 3 ani vârstă. Personalitatea de tip B. Ce sunt acestea persoane? Persoane care nu se stresează din orice. Persoane care sunt puțin mai cu capul pe umeri, persoane care mai și judecă anumite lucruri, aceste persoane trăiesc mai mult. Comparativ cu cei care se agită din orice, se stresează din orice, chiar din lucruri inutile. Vârsta tânără, știm cu toții că într-un fel se apără organismul copilului și într-un alt fel, radical deosebit, se apără organismul unei persoane care este în vârstă. Facem mai departe. Consumul, aduceți-vă aminte ce v-am spus încă din prima seară, consumul a peste 2 litri jumate de lichide pe zi. V-am spus încă din prima seară că pe toate posturile media se spune pentru sănătatea dumneavoastră consumați cel puțin 2 litri de apă pe zi. Cel puțin înseamnă nota 5. Dar nu v-am chemat la aceste prezentări pentru informații de nota 5, ci v-am chemat pentru informații de nota 10. Nota 10 înseamnă între 2,5 și 4. Dar, în permanent, urina să fie inodoră și incoloră. Deci, dacă pe parcursul unei zile de vară, dumneavoastră ați băut 6 litri de apă, iar urina încă este galbenă și miroase, deoarece ați transpirat abundent, înseamnă că tot ați băut apă destulă. Deci, 2,5-4, dar în prezența urinii permanent continuu, inodor. Pe de altă parte, dacă există persoane care
astăzi, să zicem, consumă un pahar de apă pe zi. Sunt 6 persoane. Dacă de mâine intră în 2,5 linuță 4 litri de apă pe zi, le garantez că le va zbura tensiunea arterială, iar a treia zi, dacă nu vor fi luați cu salvarea, să nu spună pe nume. Deci, hai să fac și cealaltă precizare. Dacă o persoană consumă un pahar cu apă pe zi, de mâine va consuma un pahar cu apă plus încă 50-100 de mililitri și după aia încă un 50-100, ajungând ca peste 3-4 săptămâni, deci nu 3-4 zile, să ajungă în consumul de apă care ar trebui să ajungă. Deci așa se crește progresiv consumul de lichide. Mergem mai departe. Toaleta zilnică și vestimentația curată constituie, la rândule, factori foarte importanți pentru creșterea imunității. Aș vrea să mă opresc puțin asupra unui alt aspect. Febra indusă. Ce înseamnă febra indusă? Înainte ca să vorbim de febra indusă, hai să vorbim un pic de febră. Dacă noi suntem agresați de către un microb, să zicem, și agresiunea este mai sănătoasă, corpul uman reacționează prin febră. Noi, doctorii, sunt suficienți de deștepți, în sensul că nu, și prima noastră grijă este să dăm jos febră. De ce corpul reacționează prin febră? V-ați spus problema voastră. Pentru faptul că la 37 de grade, 36,5, hai să zicem 37 de grade temperatura obișnuită a corpului, foarte puține bacterii reușesc să se multiplice. Ei bine, menținerea acestei temperaturi înseamnă microbii nu prea au acces la corpul nostru. Însă totuși, dacă are loc o agresiune din partea mai multor microbi, corpul reacționează crescându-și temperatura, special că pe la 39-40 de grade, capacitatea de înmulțire a globulelor albe, care sunt soldații corpului, este de măcar 10 ori mai mare decât la 37 de grade. În vreme ce multiplicarea microbilor, cu cât crește temperatura, cu atâta scade exponențial. Noi, doctorii, suntem foarte deștepți, să-ți repet, în sensul că nu. Și cum a crescut cuiva temperatura? Cum o dă jos? Nu mă înțelegeți greșit? O temperatură de peste 40 de grade, totuși, va trebui cam dată jos. Iar o temperatură de peste 41 va trebui dată jos cât de repede cu putință, dar și cu hidratarea concomitentă a persoanei în cauză. Vreau să mai spun ceva. Putem să recurgem la febra indusă. Ce înseamnă febra indusă? Băi calde. Atenție totuși la persoanele cardiace. Fac această mențiune. Deci băi calde, hai să nu zic cât de calde, totuși să nu ieșim rac, deci roșu, aprins din cadă. Deci în acest fel se induce o stare febrilă corpului și imunitatea crește foarte, foarte pronunțat. Există așa numitul duș scoțian. Ce înseamnă dușul scoțian? Înseamnă 3 minute cald duș cât suport, dar nu mare. După care scăzută temperatura la cât de rece suport, dar nu deget. Iar 3 minute cald cât suport, 1 minut rece, încă un 3 și încă un 1. Aceasta este o cură. Care este logica? În momentul în care am zburat temperatura corpului, automat globulele albe încep să se mulțească drastic. Apare o stare de vasodilatație care tendează să preia din depozitele unde se mulțesc globulele albe, să le preia în circulația sângelui. În momentul în care temperatura scade la minimum suportat, vasele se strâng pe conținut.
presiunea crește și, de asemenea, globulele albe sunt mobilizate din vasele de sânge, exact în zonele unde este nevoie de ele, special ca să lupte împotriva agresorului. Un alt lucru foarte important, ar fi bine să-l rețineți și pe acesta, dacă dumneavoastră faceți febră, este valabil ceea ce vă spun, cam până într-o febră de un 40. Dacă la fiecare sfert de oră beți un pahar cu apă, după maxim 3 ore ați rămas fără febră. E bun? Care e explicația? Apa, după amoniac, este substanța care se încălzește cel mai greu, respectiv cedează căldura cel mai greu. Deci, intră apa de o anumită temperatură, dar mult sub temperatura corpului, în organismul nostru. Corpul cedează căldură, este eliminat. Alt pahar cu apă, corpul cedează căldură, eliminat. Alt pahar cu apă, corpul cedează căldură, eliminat. Până când temperatura corpului s-a normalizat. Îmi place o pildă foarte plastică, ci că și îmi place să compar această pahar cu apă la fiecare sfert de oră cu pilda care o să vă dau acum special ca să vă deschid. Ci că un câine dădea târcoale unui pom. La un anumit moment dat se oprește. Știți de ce? Pentru că nu mai avea târcoale. Dacă i-a dat toate pomului, a rămas fără. Ei uite, așa se întâmplă și cu apa. Bem apă, cedează căldura. Adică tot timpul transferul acesta de căldură conduce la scăderea temperaturii corpului. Suplimentar, dacă ne suprahidratăm în cazul unei boli acute febrile, și migrarea globulelor albe se face de departe mai bine și mai repede. Pentru că întotdeauna când crește temperatura corpului și coagularea sângelui crește. Deci, dacă atenuăm coagularea și migrarea globulelor albe va fi mult, mult mai bună. Locuințele și camerele aerisite și iluminate natural. Știți dumneavoastră expresia românească, unde nu intră soarele pe fereastră, intră doctorul pe ușă. Mie îmi place să spun invers, special în glumă, dar aceasta este expresia românească. Expunerile scurte la soare, de aproximativ 20-30 de minute zilnic, au un rol și un impact foarte, foarte important pentru sănătatea noastră. Vreau să vă mai spun încă o dată și să rețineți că usturoiul conține un antibiotic fioros de puternic, propolisul conține un antibiotic fioros de puternic, și pepenele galben conține un antibiotic fioros de puternic. Cuișoarele conțin cel mai puternic antiseptic cunoscut. Țin minte că eram în urmă cu mai bine de un deceniu, împreună cu soția la mare, și a făcut nu un furuncul. Furuncul este o acumulare de puroi într-o anumită zonă acolo. A făcut ceva mai mare decât un furuncul, se numește carbuncul. E, și mai mare se numește flegmon. E, soția mea a făcut ceva intermediar. Normal, doctor și unul și celălalt, când ai un furuncul mare, ce faci? Prima grijă, pleznește-l cu oxacilin. Am dat cu oxacilină el, nimic. Asociere antibiotică. Am doi doctori, asociere antibiotică. Dăm cu oxacilină cu gentamicină. Ca și când n-am făcut. Creștea, durerile tot mai mari, periodic îl storcea cu niște dureri atroce. Ce-i de făcut? Într-o seară, revenind de la plimbare, eram în concediu, și în piață, era o piață lângă hotelul în care locuia Planetul, acel concediu, în piață vedem că nu mai era țiperie de vânzător, și într-un anumit loc erau 17 penumărate pe bengaluri. Ne-am uitat în dreapta, în stânga, în cui sunt, mai nimănui. Probabil nu s-au vândut și i-au lăsat acolo cel care venise pe ei. I-au luat pe toți și am început încă din acea seară, fără să știm ce virtuți terapeutice are pe penumărate, am început o cură foarte serioasă de pe
stângă. După 3 zile a dispărut complet carbuncul soției mele. Deci, după aceea ne-am informat, domnule, care e fenomenul? Am zis, domnule, nivel antioxidant, vitamine. Nu, nu, nu. Pepenele galben conține un antibiotic deosebit. După aceea am aflat acest lucru. Ei, puteți să țineți minte acest lucru foarte, foarte important. Mergem mai departe. Hai să vedem factori care scad apărarea corpului. Vă voi spune și în seara când mă voi ocupa despre antioxidanți. Este foarte important să țineți minte pentru creșterea apărării corpului fructele și legumele în culorile steagului germanic. Negru, roșu, galben. Tot ce e galben, forță unitară în creșterea imunității, roșu, măcar de 5, dacă nu de 7 ori mai puternic decât galbenul, tomatele, stecla roșie și alte roșii, așa? Pentru ca negru, dude negre, mure negre, struguri negre, coagăze negre și alte negre, forța este de 100-150 de ori. Deci rețineți acest aspect foarte important. Însă coloratul negru, nu numai că este un factor foarte puternic de creșterea imunității, mai acționează și ca bioflavonoid. Deci când găsește în corpurile noastre un mineral sau o vitamină, și aceleia îi crește efectul de sute de ori. Deci acest colorant negru, în afara faptului că este cel mai puternic factor natural anticancerigen cunoscut, vom vedea în seara nouă, mai știe să facă multe, multe, multe alte lucruri. Revenim la ale noastre, factori de scădere a apărării corpului. N-aș zice totuși, în primul rând, deși în primul rând scrie la mine pe diapozitiv, stresul. Stresul, datorită unor nervi care pleacă din creier și ajung foarte, foarte departe, practic avem nervul vag stâng și nervul vag drept, care sunt ca lungime a locul 2 între nervii corpului, cel mai lung nerv al corpului este nervul scial. Pleacă de la nivel lombar și ajunge până în vârful degetelor. Al doilea nerv al lungime al corpului este nervul vag. Pleacă de undeva de pe aici, se ocupă de multe din acțiunile feței, se ocupă de masticare, se ocupă de înghițire, se ocupă de tonusul bronhilor, se ocupă de respirație, se ocupă de frecvența cardiacă, de secreția digestivă și de multe alte lucruri care mai sunt pe la mediul mult. Nu stau să le detaliez. Dar acest nerv vag, deci, foarte important pentru economia corpului nostru, dacă noi suntem supuși o perioadă îndelungată unui stres puternic, acest nerv vag, dintr-un prieten și așa a fost creat, ca să ne ajute corpul nostru, poate să devină un dușman de temut. Datorită nervului vag, pe fond de stres se poate face ulcer. Datorită nervului vag, pe fond de stres se poate face criză de astm bronhic. Datorită nervului vag, pe fond de stres, se poate face diabet zaharat, se poate face infarct miocardic, se poate face chiar și cancer și multe și multe și multe alte lucruri. Nu trebuie să vă spun, știți dumneavoastră, cei care ați mai dat examen la viața dumneavoastră, tot din cauza nervului vag, la examene sau la emoții puternice, cât mai multă lume, taie la WC-ul. Tot din cauza nervului vag, crește foarte mult deplasarea bolului fecal și senzația imperioasă de defecare sau de urinare. Supra-solicitarea fizică și psihică, respectiv surmenajul, pot să dea probleme foarte serioase de sănătate. Neodihna, dar nu neodihna astăzi. Vreau să mai spun ceva. Dacă, de pildă, astăzi nu dorm suficient, mâine nu dorm suficient,
Ei, dar vreme vine sâmbătă, duminică și nu bag 9-11 ore, bag 14 ore de somn și sâmbătă și duminică. Se recuperează oarecum. Dar în momentul în care nu dorm suficient, nu dorm o lună, două, trei suficient, chiar dacă bag reprize supărate de somn, nu se mai recuperează. Deci, la sfârșit de săptămână, se mai recuperează ceva din somnul, din datoria de somn acumulată pe parcursul săptămânii. Dar doar la sfârșitul săptămânii respective. Îmi place să le spun, hai să nu zic în balșocoră, persoanelor care fumează. Eu apreciez foarte mult astfel de persoane. Persoanele care fumează, părerea mea, sunt persoane pline de bani, deoarece, având prea mulți, își permit fiară. E, când îi spun așa ceva unui fumător, dintr-o dată îl cască ochii mari, parcă nu-i vine a crede. Consumul de alcool scade și acesta imunitatea. Consumul de cafea scade și acesta imunitatea. Dar părerea mea personală că unul dintre factorii majori de scăderea imunității se numește consumul dulciurilor concentrate. Dragii mei, atenție foarte mare la zahăr, miere, bomboane, prăjituri, ciocolată, torturi și alte de genul acesta. Am spus într-o altă seară că în tot sângele din corpul nostru avem o linguriță de zahăr. Nu știu câți m-au crezut, am făcut în seara respectivă un calcul și atât aici. Orice altă linguriță de zahăr sau de miere adusă în corpul nostru, scade important apărarea corpului. Tot într-o altă seară v-am dat exemplu diabetului zahărat, în care globulele albe nu mai luptă, ci ajung să consume glucoză spre dezastrul pacientului, care poate să ajungă chiar la amputație. Deci foarte mare grijă la dumneavoastră cât zahăr veți consuma pe parcursul zilei sau cât zahăr sau alimente care conțin zahăr dați copiilor dumneavoastră. Mergem mai departe. Alimentația preponderent de origine animală scade apărarea corpului. Dacă ar fi să facem o paralelă între cele mai longevive persoane, acestea sunt aproape complet, când am zis aproape, peste 90% din timp, vegetarian total. Există însă grupuri populaționale care consumă aproape exclusiv alimente de origine animală. Mă refer la eschimoși și mă refer la chirghizi, un popor care trăiește între Marea Neagră și Marea Caspică. Durata de viață a persoanelor care consumă alimente exclusiv de origine animală rar depășește 50 de ani în vârstă. Însă persoanele care au o alimentație echilibrată, subliniez cuvântul echilibrată, și vegetarian totală, dacă aceasta se mai asociază și cu mișcare, cu consum de lichide eficient și suficient și cu odihnă suficientă și eficientă, șansele sunt majore ca astfel de persoane să ajungă centenare sau chiar peste. Înfundarea voastră. Cu ce se face înfundarea voastră? Se face cu grăsimi solide la temperatura caldă. De asemenea, alimentele foarte bogate în prooxidanți. Rețineți dumneavoastră cine ne poate rugini sau oxida zdravă? În primul rând, fumatul. În al doilea rând, prăjenile, afumatul, grătarul, frictul și alte asemenea lucruri. Eurile alimentare. V-am atras atenția într-o altă seară referitor la guma de mestecat, care este practic un cauciuc îmbibat cu euri. Nu mă credeți, citiți eticheta și veți vedea cam ce conține. De asemenea, există persoane care consumă sau trec pe dietă vegetariană, chiar vegetarian totală, fără să aibă nicio inclinație pentru așa ceva. Și amestecă catastrofal alimentele respective și pot apărea daune foarte, foarte serioase în organismul nostru.
Am avut ocazia să lucrez într-o localitate de țară, în județul Suceava, și acolo erau două stoiuri de ortodoxi. Ia pe cel sunt ortodoxi, pe catolici, n-am cu ei nimic, dar ideea pe care o să o lansez, erau ortodoxi și pe vechi. Ortodoxii pe vechi sunt foarte riguroși și scrupuloși în credința lor, toată stima. Însă, în momentul în care țin posturile, foarte mulți dintre aceștia, în loc să facă o armonie alimentară, foarte mulți merg pe fasole. Alții merg pe cartofi și alții merg pe varză. Dragii, și cartofi, și varză, și fasolea sunt foarte sănătoase. Dar hai să le îmbinăm pe aceștia pentru ca să fim sănătoși. Deci nu am nimic cu posturile, sunt foarte bune, foarte indicate, vom discuta la sfârșitul prezentării un pic și despre problema postului, dar atenție puțin ce înseamnă alimentația corectă vegetariană. Deficitul cronic al vitaminelor A, C, E, B6, de asemenea, poate să scadă foarte, foarte serios apărarea corpului. Subnutriția și posturile prelungite. Am rămas foarte, foarte indignat în ce o privește. Prima oară când am citit în viața mea Biblia și am văzut că în toată dita mai cartea există un singur capitol dedicat postului. Bucuria mea, am început să-l citesc pe lără suflate, să văd de când până când trebuie să țin post. Nimic. Ce trebuie să mănânc în timpul postului? Pauză. Ce trebuie să fac în timpul postului? O atitudine a minții noastre în relație cu Dumnezeu. De asemenea, nu se spune 15 zile postim. Nu. Nu se spune postiți. Nu. Și de ce nu? Pentru că există anumite boli sau anumite persoane care au anumite boli și nu pot să postească. Pune de pildă un diabetic să nu mai mănânce deloc o perioadă de 12 sau 16 ore. La rezolvat. În cancer nu se recomandă postul. Într-o boală acută febrilă nu se recomandă postul. Și mai sunt și alte boli în care nu se recomandă postul. De asemenea, mare atenție, ce nu este postul, nu este o grevă a foamei. Foarte mulți înțeleg, domnule, am o nevoie. M-am rugat și m-am tot rugat cu Dumnezeu să mă asculte. Liniște. E, atunci las că ne învăț eu pe tine, Doamne. Și atunci să apucă oamenii de postit, că așa obligă ei pe Dumnezeu să facă ce vor ei. Slavă Consolare! Deci, postul nu este ceva prin care îl forțez pe Dumnezeu ca să răspundă nevoilor mele. Nu. Și de asemenea, nu este ceva prin care eu acumulez puncte în banca cerului. Cu atât mai mult dacă mai văd și cei din jur, cât am postit eu. Nu. Postul este o ridicare a mea spre Dumnezeu și, de asemenea, o comunicare mult mai bună și cu mintea limpede spre Dumnezeu. Asta este postul. În timpul postului contează foarte mult, repet, atitudinea minții și, de asemenea, atitudinea mea față de semenii din jur. E, postul, personal, îl recomand cui poate posti să postească cu apă. Deci nu postul negru. Postul negru este foarte, foarte periculos pentru sănătate, tocmai datorită faptului că din depozitele de grăsime ies grăsimi saturate, care pot să înfunde vasele de sânge, cresc coagularea sângelui și de asemenea pot avea loc topiri musculare și proteinele topite pot să înfunde foarte, foarte serios rinichii. Deci postul se face cu apă. Sfatul meu, noastră faceți cum doriți. Adevărat. Persoanele care au obezitate sau persoanele care și-au depășit greutatea corporală, apărarea corpului are destul de mult de suferit.
Persoanelor care își depășesc greutatea corporală, eu le rog să rețină un singur lucru sau puține lucruri, dar măcar aceste lucruri, dacă le rețin, este foarte, foarte important. De ce? Spun pacienților cu greutate depășită. Țesutul gras nu stă degeaba. Adică, face hormon care acționează împotriva organismului propriu, crescând drastic riscul de cancer de sân, femei bărbați, uter și prostată. Fiecare kilogram greutate peste greutatea normală înseamnă un trimestru mai puțin de viață. Mare atenție la kilogramele în plus. Nu vă jucați cu acest lucru. În timp veți avea foarte, foarte serios de suferit. Suplimentar, dacă la nivelul țesutului gras apare o infecție, țesutul gras se apără foarte, foarte prost și poate difuza foarte serios acea infecție cu probleme foarte serioase de sănătate pentru persoana în cauză. Într-o altă seară v-am atras atenție. Nu acriți nimic, cu nimic și evitați alimentele acre. Tot ce este acru dă aciditate în corp, iar imunitatea scade zdravă. De asemenea, v-am spus într-o altă seară, și o să mai spun încă o dată în seara a 8-a, încercați să evitați măcar recordmenii în histamină. Histamina este principala substanță proalergică. Cele mai bogate substanțe în, sau alimente în histamină sunt toate produsele lactate, carnea de porc, murăturile și cacao. Deci atenție mare și la aceste alimente. De asemenea, există o serie de euri foarte periculoase pentru sănătate. Hai să spunem vreo câteva. E-102 sau tartrazina. Se bagă în foarte multe, că tocmai pusese paștere. Cu ce credeți că se colorează ouăle în galben? Cu tartrazină sau cu E-102. De asemenea, se bagă în muștar. Că muștarul nu a făcut Dumnezeu suficient de galben, noi trebuie să-l facem și mai galben. Există o serie de băuturi carbogazoase în care se bagă E-102 sau tartrazina. O substanță foarte periculoasă pentru sănătate. De asemenea, v-am spus într-o seară trecută despre E-210 până la E-213. Benzoați, conservanți excepționali, dar substanțe foarte periculoase pentru sănătate. Parabenii, v-am spus într-o altă seară, de la E-214 la E-219. Nitrații și nitriții, de la E-249 la E-252. Glutamatul monosodic, E-721, și în ultimul rând, edulcoranții, zahaină, aspartam, acesulfam și mai este încă unul care mi-a scăpat acum. Deci atenție mare la aceste substanțe destul de periculoase. O altă problemă pe care vreau să vă ridic este și cea legată de consumul apei. Sunt foarte multe persoane care se bucură că locuiesc la țară sau locuiesc la munte și au apă curată, părerea lor. Dar nu și-au făcut niciodată o analiză a apei respective. Ce vreau să vă spun? Dacă deasupra izvorului pasc vaci și acestea elimină dejecții, dejecțiile respective pot infiltra stratul freatic, și apa să conțină cantități foarte importante de nitrați și nitriți, cu riscuri zdravene asupra sănătății. Țin minte că aveam în urmă cu vreo câțiva ani în Retezat. Și acolo scria izvor. Toată lumea era în campaz. Mai multe persoane, toată lumea avea de acolo. Numai că s-a lăsat cu niște diaree crunte, niște dureri de cap zdravene, de ce? Tocmai deasupra izvorului, ăștia au destingerite nu știu câte vaci. Atenție foarte mare! Apa care conține nitrați și nitriți, puteți să o fierbeți până jarnicați. Puteți să dați cu tunuia că nitrații și nitriții rezistă 100% la fierbere.
putem să și prăjiți apa, ceea ce nu se poate, dar ca idee v-a spus, nitrații și nitriții nu se distrug la pierdere. Deci va trebui făcută întâi de toate o analiză a apei, iar dacă apa conține așa ceva, e nasol de tot. Mare atenție la acest aspect foarte, foarte serios. Mergem mai departe. Anumite medicamente. Sunt anumite persoane, de obicei de vârsta a treia, care folosesc anumite medicamente intempestiv. Ori trebuie, ori nu trebuie. Știți și dumneavoastră, în România, dacă trebuie ceva, merg la farmacie, lasă încolo cu doctor. Toată lumea știe cum e cu tratamentul, noi mergem, ne luăm bulna. Mare atenție la medicamentele din clasa aspirinei. Mare atenție. Aspirina, localmina, tinevragic, paracetamol, dar și preparatele de forță, diclofenac, intometacin, ketoprofen, ibuprofen și lista e așa de lungă de nu mai termină în seara asta. Ce se întâmplă? Aceste medicamente, luate odată, de două, de 10 ori consecutiv, nu se întâmplă nicio problemă. Dar luate zile în șir, fără niciun fel de discernământ, aceste medicamente scad drastic apărarea corpului. Cu excepția aspirinei, dar aspirina, atenție, doar într-o doză de 75-325 de miligrame, deci la doza asta aspirina este anticoagulantă, peste doza asta nu mai este anticoagulantă, ci procoagulantă, toate medicamentele din această clasă cresc coagularea sângelui. Deci risc de cheacuri în corpul nostru. Și mai ales preparatele de forță gen diclofenac. Toate preparatele de genul acesta pot să determine sângerări la nivelul tubului digestiv și chiar ulcer perforat. De asemenea, luat intempestiv. Mă doare capul, iau alocalmin. Dragii mei, nu știu dacă știți, alocalminul sunt presiuni foarte serioase din partea pieței comune ca acest medicament să fie scos de pe piață datorită toxicității sale. Pe nu știu câte țări s-a și reușit scoaterea alocalminului de pe piață. Și mai există un preparat ca efect direct este foarte bun, dar care conține alocalmin, substanța de bază a alocalminului, noramidopirină, metan, sulforane, sodic. Așa o cheamă. Așa? Sau metamisol sodic. Așa? E, aceste pastile se numesc piafene. Deci atenție la aceste pastile pentru că pot da probleme destul de serioase de sănătate. Tot clasa aspirinei poate să determine eliminarea de calciu constant, continuu din oase. Antibioticele, luate fără discernământ, pot provoca rezistență în fața unor infecții și taman când ai nevoie de antibioticul respectiv, acesta va deveni ineficient. Există anumite boli în care apărarea corpului este semnificativ scăzută. Bolile autoimune, diabetul zaharat, tuberculoza, sida, leucemie și mai sunt și altele. Navetismul, nu e o boală, este o stare de fapt. Navetismul scade apărarea corpului. Locuirea cu animale de apartament. Am pus între ghilimele de apartament pentru că animalele nu sunt de apartament. Vreau să mai spun ceva. Dacă aveți un copil și îi luați un animal, să zicem o pisică, că v-a spus, eu disperat după mulți, alte situații, revenim. Dacă luați o pisică, sunteți în fața unei alegeri foarte dificile. Dacă copilul se atașează foarte serios de pisica respectivă, va deveni, pe parcursul existenței sale, un soț și o persoană extrem de iubitoare și o persoană puternic liant al familiei sale. Deci efectul psihologic al animalului de apartament. Dar o pisică poate să determine alergii de adevărat, iar mie, pisicile și consumul de lactate din copilărie mi-au generat astm bronșic. Atenție și la acest aspect. Deci hai să punem un picuț în balanță ce înseamnă animal de apartament și efectele sale din toate punctele de vedere.
Continuăm prezentarea noastră. Sarcinile repetate. Este bine să avem un copil. Este bine să avem doi copii, este bine să avem trei copii. La peste trei copii, deja apărarea corpului poate avea foarte serios de suferit. Sarcina presupune tolerarea de către organism a unui nou organism în interiorul celui vechi, dar corpul să nu lupte împotriva acestuia. E, în sarcină, apărarea corpului este semnificativ redusă. Lactația prelungită. Este foarte important ca o mamă să-și alăpteze copilul astfel. Nu există aliment mai bun și mai recomandat decât laptele de mamă pentru copil. E, laptele de mamă, dacă este consumat de copil, 6 luni este excelent. 9 luni este ultra bine, dar preferabil să nu se treacă de 9 luni. Cu cât se trece mai mult, riscurile pentru sănătatea mamei sunt majore, deși beneficiile pentru sănătatea copilului încă cresc. Deci atenție foarte mare la acest aspect. Lactația prelungită. Am avut o colegă când eram la Cluj, doctoriță, care și-a lăptat copilul 3 ani jumătate. Deci, atenție, doctoriță, n-ai stat la floare. Hai să punem punctul pe ei. Sedentarism. Scade imunitatea tocmai datorită faptului că sângele ajunge să bătească, foarte multe teritorii vasculare nu sunt irigate cu sânge și astfel globulele albe nu pot să ajungă în focarul de infecție sau cu probleme. Depresiile sunt iar un factor de scădere a imunității. O locuință insalubră, aglomerată, cu multă umezeală. Atenție foarte mare la un alt aspect. În ziua de astăzi este o modă, cât e de bună, cât nu e de bună, vă las pe dumneavoastră să apreciați, de izolare termică a apartamentului. Dragi, pereții, ei înșiși, trebuie să ghilimele respire. Deci trebuie să existe o comunicare între interior și exterior, mai ales în ceea ce privește vaporii de apă. Dacă noi blindăm pereții, acei vapori de apă nu vor mai ieși eficient afară. Numai bine se creează umezeală, igrasie și mucetări. Creându-se așa ceva, șansa de a contacta boli respiratorii crește. Mai departe, vreți să vă izolați termic apartamentele, este problema noastră. Dar eu vă atrag atenția că atenție întâi de toate la acest aspect înainte de a recurge la așa ceva. Gradul mare de murdărire al tegumentelor și al hainelor. S-a demonstrat un lucru foarte interesant. Dacă o persoană, gen subsemnat, practică un anumit exercițiu fizic intempestiv, transpiră puternic. Nu știu dacă știați, o mică paranteză. Știați că transpirația nu miroase? Poate veți fi șocat de această afirmație. Într-adevăr, transpirația nu miroase. Știți ce miroase? Dezvoltarea de microbi pe transpirație după o anumită perioadă de timp de nespălare. Deci aceea miroase. Deci când cineva noi spune miroase a transpirație, înseamnă că într-adevăr a transpirat, dar intervalul de nespălare a fost semnificativ. Revenim la ce am plecat. Deci, o persoană, subsemnatul, practică un anumit exercițiu fizic. Transpiră intempestiv. Prin transpirație se elimină, primul rând, sodiu, dar se elimină și anumite toxine care vor impregna hainele mele. Eu mă spăl, mă curăț, dar eu aceleași haine pe mine. Se poate întâmpla foarte frecvent și fenomenul invers. Adică, din haine, toxinele respective prin piele să revină în sânge și astfel imunitatea corpului să aibă foarte serios de suferit. Deci, atenție mare, dacă avem un grad
nesatisfăcător de curățenie a hainelor, ar fi bine să le schimbăm mai pregătit. Detenția în pușcărie sau prizonierat, condițiile de izolare prelungită, singurătate, lipsa pieptului, celibat, călugăria. El a rămas foarte șocat când am citit despre călugărie. Nu că am ceva cu călugăria sau cu anumite culte care promovează așa ceva, dar la călugărițe, frecvența cancerului de col uterin este măcar triplă față de femeile care nasc, care sunt soții. Mi s-a părut foarte interesant acest aspect și am început să studiez puțin problema din punct de vedere teologic, ca să zic așa. Și a rămas foarte mirat, nu de alta, dar Dumnezeu, din câte știu eu, dacă greșesc, vă rog să mă corectați, Dumnezeu a făcut femeie și bărbat. După ce a făcut, a binecuvântat căsătoria. Înainte de păcat, tot Dumnezeu i-a zis, creșteți și înmulțiți-vă. Și nu i-a trimis nici pe Adam să facă o chilie pe un munte și nici pe Eva să facă altă chilie pe alt munte. Dacă găsiți așa ceva condite, eu mănânc pasajul. E, tocmai datorită faptului că Dumnezeu a avut un anumit plan cu rasa umană, este mult mai sănătos să intrăm în planul lui Dumnezeu de a ne căsători, de a avea chiar și copii, pentru că așa a fost lăsat și așa este cel mai bine. Dar reciproc, dacă alegem să facem sfințenie sau act de sfințenie din necăsătorire, părerea mea personală, nu cumpărat de la mine însă, că nu e chiar așa de bine. De asemenea, pe parcursul Bibliei, eu n-am găsit un pasaj, dacă îl găsiți, eu îl mănânc cu tot dragul, n-am găsit undeva unde Dumnezeu să recomande mersul la chilie. Și n-am găsit nici măcar o chilie și n-am găsit nici măcar un călugăr. Dacă le veți găsi, vă rog să mi le arătați. Ca o mică paranteză, am citit Biblia de 25 de ori. Nu le-am găsit. Vă rog, cine mi le arată, cu dragul. Repet, respect orice fel de cult religios. Este vorba de și de bun simț și statul român garantează nu știu câte culte religioase pe parcursul pe teritoriul său. Dar ca idee, din punct de vedere sanitar, repet, călugăria nu este așa de bună. Din punct de vedere al sănătății. Am mers puțin și am divalcat din punct de vedere teologic. Fiind medic și medic de medicină a muncii, vă pot spune că anumite noxe de la locul de muncă pot fi foarte vătămătoare pentru sănătatea noastră a tuturor. Aeroionizarea pozitivă din marile aglomerări urbane. M-am mutat în urmă cu aproape 8 luni din Cluj, Napoca, unde am locuit, m-am mutat la Piatra Neamț. Dintr-o dată am simțit beneficii. În primul rând, aerul este net mai curat decât la Cluj. Aglomerarea și nervozitatea și, hai să nu zic, împăpseala din Cluj, nu se mai regăsesc la Piatra Neamț. Este ceva de vis. Apa de fântână, am discutat. Consumul a mai puțin de un litru jumate de lichide pe zi reprezintă un factor catastrofic pentru sănătatea noastră a tuturor. La final, aș mai vrea să vă spun câteva lucruri. În primul rând, fiecare dintre noi are propria imunitate, deci va reacționa diferit la anumite condiții și agresiuni din partea mediului exterior. Imunitatea însă poate fi alterată grav prin anumite obiceiuri practicate. Adesea doar de noi depinde acest lucru. Fiți foarte atenți. Dacă apărarea corpului nostru respinge atacuri repetate cu succes, este foarte bine și nu se întâmplă nimic vătămător sau dăunător. Dar dacă apărarea corpului nostru este îngenunchiată odată, de două ori și repetat, ei bine, apare îmbătrânirea precoce, prooxidarea
și chiar și alte atacuri vor fi respinse mult, mult, mult mai greu. Mergem mai departe. Din punct de vedere al faptului că noi suntem adulți, mulți dintre noi avem răspunderea creșterii unor copii. Îmi place foarte mult termenul de copii și îmi place și mai mult dacă schimb accentul. În loc să le spun copii, să le spun copii. Pentru că în acel moment copilul copiază anumite lucruri care le vede la mine, le vede la dumneavoastră și le vede la altcineva. Sunt situații în care o să vedeți mâine seară. Mâine seară voi face o paralelă între fructe, deci ceea ce a lăsat Dumnezeu, și dulciurile concentrate, deci ceea ce am făcut noi oameni. Și vom vedea că consumul dulciurilor concentrate, la copii în special, reprezintă un dezastru pentru sănătatea acestora. Ei bine, un adult, dacă încurajează consumul de dulciuri concentrate la copii, pervertirea gusturilor acestui micuț va fi dezastruosă și rapidă. Iar imunitatea acestuia pe viață va avea foarte, foarte, foarte serios de suferit. Deci, dragii mei, întâi de toate, imunitatea copiilor dumneavoastră poate depinde nemijlocit de dumneavoastră. Deci, nemijlocit de dumneavoastră și de alimentele pe care dumneavoastră îi le prezentați copilului, acesta va copia sau va urma ceea ce dumneavoastră îi veți da. Nu uitați niciun moment că în zilele noastre, în țara noastră, frecvența leucemiilor și a tumorilor, în special cerebrale la copii, a crescut drastic. Drastic, subliniez cuvântul drastic. Dar chipurile nu se știe de ce. Apoi hai să punem degetul pe asta. În primul rând, consumul intempestiv de dulciuri concentrate. În al doilea rând, consumul de sucuri răcoritoare. Și dacă mai este nevoie să mai amintim și altceva, gumele de mestecat. Deci anumite dulciuri concentrate, anumite sucuri, anumite gume, risc major de cancer. Iar dacă toate se cuplează, vă dați seama că este un dezastru pentru sănătatea persoanei cauzite. Nu uitați niciodată că la un copil de sub un an, dacă un medic american îi prescrie produse lactate, doctorul respectiv își pierde licența. Deci, preferabil sub vârsta de un an, nu dați produse lactate copiilor dumneavoastră. Produsele lactate pot genera în timp boli autoimune, pot genera în timp deficite de calciu și rachitism, pot genera chiar diabet zaharat, pot genera mucozități și în nas, și în plămâni, priveastră, și la nivelul tubului digestiv, cu risc de infecții, diaree și alte probleme, și alte și alte probleme. Deci, cam aceasta am vrut să vă spun în această seară. Mâine seară vă aștept tot la ora 17 și vom discuta împreună și vom face o paralelă consistentă, zic eu, între dulciuri concentrate și fructe.